În conventul Sfântul Francis de Assisi din Roman s-a desfășurat a doua parte a capitolului provincial al provinciei franciscane Sfântul Iosif din România, în perioada 20-23 iunie. Au participat 43 de frați delegați. Capitolul a cuprins prezentarea și adoptarea formei finale a proiectului provincial Vadrienal 2016-2020, având ca titlu și totodată obiectiv principal trăirea Evangheliei în fraternitate. Capitolul a continuat cu votarea și alegerea guardianilor, a rectorilor caselor de formare, a președinților diferitelor comisii provinciale și asistentului Armatei Maicii Domnului. Papa Francisc a făcut o călătorie apostolică în Armenia în perioada 24-26 iunie, sub motoul Vizita în prima țară creștină. Vizita a cuprins întâlnirea cu autoritățile civile și bisericești din această țară, un omagiu adus victimelor Marelui Rău, martiriul îndurat de poporul armean în anul 1915, Sfânta Liturghie cu credincioșii armeni catolici la Gumri, al doilea oraș ca mărime din Armenia, întâlnirea ecumenică de rugăciune pentru pace la Erevan și participarea la Sfânta Liturghie celebrată de Patriarhul Carechin al II-lea. Vizita în Armenia a fost cea de-a 14-a călătorie apostolică a Papei Francisc. În anul sfânt 1975, la 24 iunie, erau hirotoniți la Iași de către episcopul Petru Pleșca 18 tineri, 12 pentru dieceza de Iași și 6 pentru arhidieceza de București. 9 dintre aceștia s-au întâlnit în anul sfânt 2016, la 22 iunie, la Lilieci, județul Bacău, pentru a sărbători împreună 41 de ani de preoție. Seara au celebrat împreună o sfântă liturghie în biserica parohială. Copiii grupei mari de la grădinița Sfântul Nicolae din satul Iugani și-au luat rămas bun de la grădiniță și de la frumoasa perioadă preșcolară, printr-o serbare frumoasă cu multe cântece, dansuri și poezie și piesa de teatru Scufița Roșie. Serbarea a avut loc miercuri 22 iunie. Cercetășia Catolică a sărbătorit 25 de ani de scautism catolic în Moldova. Evenimentul a avut loc sâmbătă 25 iunie. Momentul culminant l-a reprezentat Sfânta Liturghie, prezidată de Preasfințitul Petru Gherghe la ora 11 în Catedrala din Iași. Sărbătoarea s-a încheiat în jurul orei 15:30. Vineri, în solemnitatea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 de tineri au fost hirodoniți într-o preoție în Catedrala din Iași prin impunerea mâinilor Preasfințitului Petru Gherghe. La celebrare au participat Preasfințitul Aurel Percă, Preasfințitul Salvador Jiménez Valls, episcop de Leida, Spania, aproximativ 260 de preoți și numeroși credincioși, rude ale noilor preoți. Dintre cei care au fost hirodoniți vineri, 14 sunt pentru dieceza de Iași, 9 pentru călugării franciscani conventuali și 1 pentru călugării franciscani capucini. În duminicile următoare, preoții nou-sfințiți zilele acestea la Iași și București celebrează în localitățile natale prima sfântă liturghie. Duminică 19 iunie, la București, în Catedrala Sfântul Iosif, au fost hirotoniți alți 5 diaconi. 4 dintre ei au studiat la Institutul Teologic din Iași, iar unul la Iosefine lui Murialdo. La 23 iunie, părintelui Romeo Nicolai i-a fost conferit titlul de doctor în drept canonic. Originar din Tămășeni, județul Neamț, a fost sfințit preot la Iași în anul 2005. În anul 2010 a mers la Roma pentru a studia dreptul canonic în cadrul Universității Pontificale Lateran, obținând licența în anul 2013. Apărarea tezei de doctorat s-a desfășurat în aula Pius al XI-lea din cadrul Universității Pontificale Lateran la ora 17, în fața comisiei academice. În sală au fost prezenți preoți, persoane consacrate, rude și prieteni pentru a-l susține. Ajutor pentru întrajorare a fost motoul care a determinat membrii familiei Colping Ploscuțeni să-și organizeze activitățile din săptămâna de voluntariat către Marius Andrișcă, un tânăr din Oituz cu grave probleme de vedere și care își pune toate speranțele într-o operație costisitoare în străinătate. Acțiunea de strângere de fonduri a avut două etape. La 24 iunie a fost organizată o seară de film în aer liber, ocazie cu care membrii familiei Colping Ploscuțeni au pregătit popcorn, limonadă, ceai și ciocolată
ciocolată caldă pentru cei prezenți, iar în ziua de 26 iunie a organizat un târg de prăjituri în curtea Bisericii Catolice din localitate. O delegație din Ploscuțeni s-a deplasat la Uituz, au participat împreună cu Marius la Sfânta Liturghie a comunității și apoi i-au înmânat banii colectați. Sâmbătă 25 iunie, la casa preot medic Martin Benedict din Galben, Bacău, a avut loc cursul pentru logodnici pentru decanatul de Traian, județul Bacău. Au fost prezente două perechi, amândouă provenind din parohia Vladnic. Ediția de la Galben este deja a șaptea din acest an, pe care Oficiul pentru Pastorația Familiei și a Laicilor o propune tuturor tinerilor care urmează să se căsătorească de-a lungul acestui an. Duminică 26 iunie, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10, 6 copii din parohia Valea Mică l-au primit pe Iisus pentru prima dată în Sfânta Împărtășanie, din mâinile părintelui paroh Iosifa Giurgioiei. Copiii s-au implicat în celebrarea liturgică și au mulțumit lui Iisus că a venit la ei. În Catedrala Romano-Catolică, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, a avut loc concertul vocal simfonic cu oratoriul sacru Israel în Egipt, The Handel, în interpretarea corului mare al Catedralei Catolice și a orchestrei tineri interpret ieșeni, formată din instrumentiști ai filarmonicii și operei din Iași, la orgă Octavian Bișoc, dirijor părintele Florin Spătariu. Concertul s-a înscris în seria marilor lucrări de muzică sacră susținute de corul Catedralei în ultimii ani. Traducerea sonoră a unor secțiuni din oratoriul Israel în Egipt a fost realizată în premieră în orașul Iași. Textul conține versete luate doar din Biblie, mai exact din Cartea Exodului și din Psalmi.